Dragă Zahra, aș vrea să stăm una în fața celelalte. Să ne privim, să ne vorbim. Dragă Maria, am ajuns cu bine acasă, la Tehran. Primul lucru pe care l-am simțit a fost un gol. Golul că nu ești aici cu mine. În aceste zile a intrat în cinematografele din România filmul Între Revoluții, un film la care ai scris scenariul. A fost prezentat și premiat la Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin, la Berlinale, și recent a fost prezentat în România la Astra Film Festival. Ai scris acest scenariu, cum spuneam, care este o ficțiune și nu e ficțiune, este o ficțiune, dar are la bază niște fapte reale, pe lângă cele două revoluții, dar te-ai inspirat din documente ale securității, am înțeles, de la CNSAS și sigur cu multă ficțiune. Cum ai creionat aceste două personaje? Într-adevăr, filmul este un film hibrid, este o docuficțiune, imaginile sunt exclusiv din arhive, din epocă, sunt imagini găsite de Vlad și de colegii de echipă care au lucrat la montajul filmului, Cătălin Cristuțiu și Dragoșa Petri, iar textul este ficțional, pornind într-adevăr de la niște documente din epocă, scrisori și alte lucruri pe care împreună cu un alt coleg istoric, Mihai Burcea, le-am găsit în arhivele de la CNSA. Iar povestea, pe scurt, este prietenia între două femei, Maria și Zahra, care au fost studente la medicină împreună în București la sfârșitul anilor 70. Zahra este din Iran, ea se întoarce în 79 în Iran, dornică să ia parte la revoluția care atunci avea loc în țara ei și nu se mai întoarce. Și, practic, textul acoperă corespondența între ele timp de 10 ani, între revoluția din Iran din 79 și revoluția din România din 89. Acestea sunt cele două revoluții din titlul filmului. Și vedem povestea lor personală pe fundalul, sau având în fundal istoria mare, cele două revoluții care fiecare dintre ele a fost până la urmă deturnată și nu a fost o dezamăgire pentru fiecare dintre cele două personaje. Am venit în proiectul filmului când deja Vlad Petri avea o idee clară despre ce dorește de la mine, așa că a fost o experiență foarte diferită de ce fac eu de obicei atunci când scriu, pentru că atunci când scrii singur cărțile, ești complet stăpân pe ce faci, dar în același timp poți să te și rătăcești foarte ușor împreună cu personajele tale în poveste, și de data asta a fost diferit lucru în echipă, pentru că pe de-o parte am fost foarte orientat, primind feedback constant de la colegi, m-am simțit în siguranță că mă ține cineva pe drumul cel bun, dar în același timp și rescrierea permanentă a textului m-a îndepărtat un pic de el și m-a făcut să-l văd așa într-o manieră mai tehnică, ceea ce a fost diferit de experiența de prozatoare, care e o experiență foarte intimă și foarte solitară până la urmă. Un scenariu de film nu este același lucru cu un roman. A fost o nouă provocare, mă gândesc, pentru tine. Da, a fost. Mi-a fost foarte frică, dar am fost și foarte fericită atunci când am fost invitată să iau parte la acest proiect, pentru că eu nu știu exact care sunt competențele mele și ce știu să fac și cât pot să fac, dar dacă vine altcineva și spune eu cred că tu poți să faci asta, hai cu noi în echipă, mă simt foarte flatată și asta îmi dă foarte mult curaj. Și m-am intrat așa, nu știu, m-am aruncat cu capul înainte în acest proiect. Cele două personaje au fost experiențe diferite pentru mine, pentru că pe Maria am reușit să o construiesc mai ușor,
Ea are mai mult sau mai puțin vârsta mamei mele, care și a fost studentă la finalul anilor 70. Filmul, de altfel, a pornit din interesul lui Vlad față de poveștile pe care le spunea mama lui, studentă la medicină în anii 80 în România. Deci cam de acolo a pornit și din interesul lui pentru Iran. Și pe Maria am simțit-o mai aproape și a fost mai ușor să o construiesc, dar pe Zahra, femeia din Iran, a fost mai greu, a trebuit să citesc foarte mult. M-am venit la zi cu literatura iraniană tradusă în limba română, nici nu știam că e atât de multă, de fapt. Am descoperit cât de multe romane scrise de femei din Iran sunt traduse în română și asta a fost o temă interesantă pentru mine, să mă gândesc cum au ajuns la noi cărțile astea, care au fost mai întâi validate de o piață internațională, ele au fost traduse în limbi mari mai întâi, au fost best-seller în aceste limbi mari și după aceea au ajuns și la noi. Și m-am întrebat constant dacă am o imagine completă a literaturii iraniene contemporane. Cred că nu, dar asta e, și literatura e filtrată iar și iar de către editori, agenți și așa mai departe, de la autor până la cititor, e o cale foarte lungă întotdeauna. Cum a fost primit acest film la Berlinale, la acest festival pe care l-am menționat la început? Pentru mine a fost o experiență extraordinară, n-am mai fost niciodată la festivalul ăsta și la niciun festival internațional de film, de altfel a fost, deși eu am mai scris scenarii încă din studenții, am tot scris și am trimis pe la concursuri și am încercat în tot felul de echipe să facem să se întâmple aceste scenarii. Deci n-a fost chiar primul, nu, dar acum s-a chiar întâmplat și a fost o surpriză fantastică pentru mine că a fost selectat la acest festival mare. Am fost acolo, am stat câteva zile și țin minte premiera, care a avut loc într-o sală la Zoo Palace, cred că se cheamă, într-o sală foarte mare de acolo, și a fost plină și, nu știu, publicul foarte călduros și o sesiune de întrebări și răspunsuri la final care a fost foarte agreabilă și a fost, da, cred că a fost momentul culminant așa al întregii mele experiențe cu acest film. M-am bucurat mult să fiu acolo, mi-a plăcut publicul foarte atent, foarte instruit, obișnuit cu festivalurile și cu filmele de festival. A fost și editoarea mea germană în sală, Nicola Richter, și am glumit spunând că eu am un roman, Sonia ridică mâna, care e tradus în germană, în care există un personaj regizor, Vlad Petre, n-are nicio legătură cu Vlad Petri. Multă lume m-a întrebat asta, nu-l știam pe Vlad atunci, nici el nu citise cartea când m-a chemat în proiect, a fost o coincidență fantastică. Dar asta pentru că e un nume destul de comun în limba română, dar a fost amuzant și a fost amuzant că a fost și Nicola acolo în sală și am vorbit un pic și despre cartea asta. Pentru că ai mintit-o pe Nicola Richter, la editura ei din Berlin, Microtext, au apărut în traducere germană, în traducerea Manuelei Klenke, primele tale romane, primele două romane. Când va apărea al treilea roman în limba germană? Știu că există discuții între ea și editura Polirom pentru copyright, știu că există interes, deci sper să apară. La ce alte proiecte mai lucrezi? Când va apărea o nouă carte? Păi mai am un lucru, tot un scenariu de film cu o altă echipă, e o ficțiune de data asta, e un proiect pe care eu l-am dezvoltat într-un atelier de scriere de scenarii aici în România, făcut de o asociație culturală care se numește Control-N. Și după aceea am fost la un pitch, deci a fost pitch-uit unei producătoare și acum am găsit și o regizoare pe care am luat-o în echipă. Și așteptăm să vedem ce se întâmplă cu posibilitățile de finanțare. Deci, deocamdată, la asta lucrez, asta e în bucătăria mea pe blatul de lucru în momentul ăsta și am... Pe ce subiect? Este despre o învățătoare de 40 de ani care lucrează la o școală privată în București și a pornit de la această dorință a mea de a mă uita un pic la raporturile, la relațiile de lucru în școlile private din România, pentru că sunt un fenomen în ultima vreme. Am trecut eu însă ca profesoară de franceză la un moment dat printr-o școală privată și am observat acolo niște lucruri care mi-au rămas în minte.
Și am pornit de la asta, dar treptat dezvoltând scenariul au apărut multe alte teme acolo. E o femeie înconjurată de copii, dar care nu are copii și e așa o meditație asupra a ce înseamnă să aduci un copil pe lume, într-o lume ca a noastră, într-o țară ca a noastră. Și poate și la o vârstă unde nu mai ai atâta răbdare, nu știu, sunt niște întrebări acolo. Și alte proiecte? Bineînțeles, sunt cărțile pe care le-am tot amânat în ultima vreme, fiindcă am avut alte proiecte. Eu mai și traduc, mai țin ateliere de scriere, fac o grămadă de lucruri ca să pot să mă susțin. Nu îmi doresc neapărat să le fac pe toate, dar făcându-le de nevoie, cumva și deschid fără să vreau niște uși către zone interesante. Și nu, hai că nu mă plâng, asta e viața mea, așa mi-am construit-o, dar în ultimii ani eu m-am îndepărtat un pic de literatură și aș vrea să mă întorc în perioada următoare, să continui să lucrez la ce am început, și cred că următoarea carte va fi un volum de proză scurtă.